Bună, Dino! Bună, Dina! Ce faceți? Ați vrea să învățăm astăzi ceva nou? Minunat! Păi știți ce aveți de făcut? Hai să apăsăm butonul și să vedem despre ce vom învăța astăzi! Uite, este butonul cu forme! Hai să vedem unde se oprește următoarea coloană! Astăzi vom patina, mă întreb, unde? Cred că știm cu toții ce înseamnă acești fulgi de nea. Vom merge să patinăm la patinoar și să învățăm formele. Știi cum să patinezi, Dino? Nu te îngrijora, Dino! Dina o să-ți arate! Prima dată să ne punem patinele! Uite, patinele verzi sunt pentru Dino și patinele albastre sunt pentru Dina. Wow, amândoi arătați atât de cool! Hai să mergem la patinoar și să învățăm formele. Ups, ai grijă, Dino, gheața este foarte alunecoasă. Nu te îngrijora, Dino. Dina o să te învețe să patinezi ca un profesionist. Sunteți gata să faceți primele forme dinozaurilor? Ok, atunci să înceapă patinatul. Foarte bine, Dino și Dina. Ați făcut un cerc. Să încercăm și o altă formă? Ok, 1, 2, 3 și... Uite, este un pătrat! Dino, Dina, credeți că puteți să mai faceți încă o formă? Ok, dați-i bătaie! Este un triunghi! Foarte bine, Dino și Dina! Ați făcut trei forme astăzi! Putem să le recapitulăm? Ai dreptate, Dina! Ați făcut un cerc, un pătrat și apoi... Ai dreptate, Dino! Un triunghi! Foarte bună treabă! Ne vedem data viitoare! Bună, Dino! Vrei să învârți butonul să vedem despre ce vom învăța astăzi? Hai să vedem! Foarte drăguț! Vom merge să învățăm câteva steaguri de la Cupa Mondială de Fotbal! Și trebuie să fie cu steaguri, evident! Și ce loc mai minunat decât pe terenul de fotbal! Să mergem, Dino! Bună, băieți! Ce faceți astăzi? Oh, vă prefaceți că sunteți la deschiderea campionatului mondial de fotbal? Ce minunat! Știți ce? Acesta este un moment extrem de bun pentru a învăța steagurile țărilor participante. Hai să vedem dacă le ghiciți. Va fi un pic complicat, dar vă ajut eu. În primul rând, știți cumva ce țară găzduiește Cupa Mondială din acest an? Wow, nici nu m-am așteptat să știți asta! Dar într-adevăr, este Rusia! Acesta este steagul Rusiei! Acum hai să găsim steagul unei echipe care a câștigat campionatul mondial de mai multe ori. Puteți să ghiciți despre ce țară vorbesc? Nu, nu este Italia. De fapt, Italia a fost eliminată de Suedia în preliminarii. Țara la care ne referim este Brazilia. Acesta este steagul Braziliei. Acum pentru o țară africană. Au piramide, un sfinx și o echipă foarte bună de fotbal.
Ai dreptate, Dino, vorbim despre Egipt. Voi, băieți, sunteți foarte buni la asta. Acum ne uităm după o echipă americană care se află la granița cu Statele Unite. Oh, nu vă îngrijorați, poate să fie un pic mai greu. Vorbesc despre Mexic. Minunat! Acesta este steagul Mexicului. În final avem o echipă din Oceanul Indian. Ne-a mai rămas un singur steag, nu-i așa? Acesta este! Acum, cărei țări îi aparține? Aveți dreptate! Este Australia! Bună treabă! Acestea sunt toate steagurile pentru astăzi. Ce ați zice să ne distrăm un pic cu ele? Doamnelor și domnilor! Bine ați venit la Cupa Mondială de Fotbal 2018! Lăsați-mă să vă prezint câteva dintre țările participante. Aici avem țara gazdă, Rusia, cea mai de succes echipă în istoria Cupei Mondiale, Brazilia, calificată la Cupa Mondială pentru a treia oară, Egiptul. Pot oare ajunge mai sus de locul 6? Pot mai mult? Hai să auzim aplauze pentru Mexic! Și în final, prietenii noștri din Oceanul Indian, Australia! Ne-am distrat super, băieți! Ne vedem data viitoare! Bună, Dino! Ce faci? Ai vrea să nimerești bilele cu un tun? Minunat! Atunci să mergem! Apasă pe buton pentru a lua o bilă. Roșu! Acum hai să lovim bilele roșii cu bila roșie. Minunat, Dino! Galben! Lovește bilele galbene cu bila galbenă, țintește și trage! Minunată treabă, Dino! Verde! Lovește bilele verzi cu bila verde! Nu, îmi pare rău, Dino! Ai lovit bilele albastre! Încearcă din nou! Verde! Țintește și trage! Minunat, Dino! Albastru! Lovește bilele albastre cu bila albastră. Bine țintit, Dino! Portocaliu! Lovește bilele portocalii cu bila portocalie. Foarte bine, Dino! Ne-am distrat atât de tare și am învățat atâtea culori astăzi! Ai vrea să recapitulăm? Roșu, galben, verde, albastru, portocaliu, ne vedem în curând, prieteni! Bună, Dino! Bună, Dina! Vă bucurați de această zi frumoasă cu soare? Ați vrea să învățăm ceva nou astăzi? Ok, dinozaurii!
Dino, vrei să apăsăm butonul și să vedem despre ce vom învăța astăzi? Oh, cât de impresionant! Este butonul de culori! Hai să vedem unde se oprește următoarea coloană! Vom merge să vopsim! Mă întreb, unde? Dina, nu-i așa că arată precum casa ta? Cred că asta înseamnă că vom merge să învățăm despre culori și să vopsim casa, Dina! Nu este cool? Ok, dinozaurii, hai să luăm niște vopsea, acuarele și să începem! Wow! Uitați-vă la câte unelte minunate avem aici pentru a vopsi casa, Dina! Avem vopsea și chiar și trafalet! Minunat! Să mergem! Wow, Dina! Casa ta sigur are nevoie de niște vopsea! Vrei să fii prima Dina care alege o culoare? Dino, știi ce culoare este aceasta? Ai dreptate! Dina a ales culoarea portocalie pentru pereți. Ai vrea să alegi și tu următoarea culoare, Dino? Dina, poți să ne spui ce culoare a ales Dino? Ai dreptate, Dina! Dino a ales culoarea albastră pentru acoperiș. Acum, ce ziceți să vopsim ușa din față? Oh, deci crezi că ar trebui să vopsim ușa din față cu roz ca să se potrivească, Dina? Ok, hai să-i dăm bătaie! Uită-te la asta! Ai o ușă roz, Dina! Ok, Dino, ultima dată ești tu! Ce culoare ai vrea să folosești? Deci vrei aceeași culoare precum culoarea ta, Dino, nu? Și crezi că poți să ne spui ce culoare este asta? Hai dreptate! Dino a vopsit jardinierele în galben! Am folosit portocaliu pentru pereți, albastru pentru acoperiș, roz pentru ușă și galben pentru jardiniere. Foarte bine, dinozaurii! Ce ne-am distrat astăzi! Mulțumim pentru că ne-ați ajutat să învățăm culorile dinozaurilor! Ne vedem data viitoare! Bună, Dino! Ce faci? Ai vrea ca astăzi să ne jucăm cu mingiuțele săritoare? Minunat! Atunci să mergem! Roșu. Știi care este topoganul roșu? Ai dreptate, Dino! Acum poți să împingi găletușa roșie pe topoganul roșu. Portocaliu. Poți să ne arăți care este topoganul portocaliu? Stai puțin, Dino! Bună treabă, Dino! Acum poți să împingi găletușa portocalie pe topoganul portocaliu. Verde. Poți să ne arăți care este topoganul verde? Uh-huh.
albastru. Știi care este topoganul albastru, Dino? Minunat! Acum poți să împingi găletușa albastră pe topoganul albastru. Dino, ai terminat cu mingiuțele săritoare și am învățat atât de multe culori astăzi. Ai vrea să recapitulăm? Roșu, portocaliu, verde, albastru, ne vedem în curând, prieteni! Bună, Dino! Bună, Dina! Ce faceți? Ați vrea ca astăzi să învățăm ceva nou? Minunat! Păi știți ce aveți de făcut? Hai să apăsăm butonul și să vedem despre ce vom învăța astăzi! Uite, este butonul de culori! Hai să vedem unde se oprește următoarea coloană. Ne vom juca cu mâncare colorată. Mă întreb unde? Cred că știm ce înseamnă asta. Ne vom juca cu mâncarea colorată în parc și vom învăța culorile. Prima dată, hai să aducem mâncarea. Uite, un hamburger maro pentru Dino și un corn galben pentru Dina. Hai să mergem în parc și să vedem ce culori mai putem învăța. Sunteți gata? Ups, ai grijă, Dino! Sunteți gata să învățăm prima culoare, dinozaurilor? Ok, atunci să înceapă jocul cu mâncarea! Excelent, Dino! Ai pus hamburgerul maro lângă gogoașa maro. Acum e rândul tău, Dina. Foarte bine, Dina! Ai pus cornul galben lângă gogoașa galbenă. Ok, băieți, farfuria este aproape plină. Să ne jucăm din nou? Ok, Dino, tu iei broccoli verde și Dina ia morcovul portocaliu. Ce s-a întâmplat, Dino? Nu-ți place broccoli? Trebuie să mănânci legume în fiecare zi. Ok, să ne jucăm. Foarte bine, Dino și Dina. Ați învățat 4 culori astăzi. Vi le puteți aminti? Ai dreptate, Dina. Ai învățat culorile maro și galben. Și... da, Dino. Verde și portocaliu. Foarte bună treabă! Ne vedem în curând! Bună, Dino și Dina! Este minunat să vă văd din nou! Ați vrea să învățăm astăzi ceva nou? Păi atunci, hai să învârtim butonul și să vedem despre ce vom învăța astăzi! Să vedem unde se oprește butonul... Este butonul de forme. Ce urmează? Butonul de jucării. Mă întreb unde? În parc. Vom merge în parc să învățăm formele cu ajutorul jucăriilor. Hai să mergem în parc și să vedem ce forme putem învăța. Va trebui să introducem formele de lemn în găurile corecte. Hai să găsim prima dată pătratul. Poți găsi pătratul, Dino? L-ai găsit, Dino! Acum poți să-l pui în gaura potrivită?
Minunat, Dino! Bună treabă! E rândul tău, Dina! Poți să găsești triunghiul? L-ai găsit, Dina! Acum poți să-l pui la locul potrivit? Minunată treabă! Acum, Dino, poți să găsești steaua? Foarte bine, Dino! Ai găsit steaua! Crezi că poți să pui în gaura potrivită? Ești sigur că aceasta este gaura, Dino? Nu te îngrijora, Dino! Dina te poate ajuta! Foarte bine, Dina! Ar trebui să trecem prin diferite forme? Pătrat, triunghi, cerc, stea. V-ați descurcat excelent astăzi la învățatul formelor! Ne vedem data viitoare!